Sorry medical. Ce boli ai avut, ce operație ai avut, pentru că e foarte periculos să acorzi primul ajutor la un om leșinat, să nu știi istoricul lui medical și să-i faci o injecție care e contraindicată, pentru că are o, suferă de o boală, dar fiind leșinat, nu spune, domnule, nu-mi da de aia că eu am diabet, nu-mi pune glucoză sau ce în medicina asta, că nu mă pricep la chestii medicale, dar știu că e periculos. Și ar trebui cel puțin 20.000 de ingineri care să pricep în rețele de calculatoare și baze de date, 2 ani de zile să lucreze pe povestea asta, inclusiv cu hărțile cadastrale. Nici astăzi nu s-a terminat partea de cadastru computerizat, ca să știm exact fiecare centimetru de pământ, cine e proprietarul, cât plătește impozit și așa mai departe. Am avut și acum o relevație mare când am făcut declarația de avere, pentru că a trebuit să-mi iau niște adeverințe din mai multe județe, în fiecare județ e altfel. În fiecare județ e alt formular, sunt alte baze de calcul a taxelor și așa mai departe. Adică nu știe nimeni ce e în țara asta până în momentul de față. Și asta trebuie pusă la punct. În legătură cu medicii, e foarte simplu. Medicii trebuie să aibă condiții de viață și trebuie în fiecare oraș și comună să li se asigure în primul rând locuințe. Pentru că nu poți ca medic să mergi să... Faci naveta. Păi nu poți să faci naveta, pentru că dacă ești medic nu te mai concentrezi la salva vieți. Te concentrezi la programul autobuzelor. Bineînțeles, nu. Trebuie să li se asigure locuințe, trebuie să li se asigure confort și în primul rând salarii. Nu poți ca să ții chiar rezident cum e medicul respectiv. Să nu uităm că ei fac cea mai lungă facultate. Fac 6 ani de școală, plus după 6 ani plus rezidențiatul, plus și ajung medici mai spre seară, spre pensie. Plus că medicina e, la fel ca și informatica, e un domeniu în care dacă în fiecare zi nu ai citit, ești pierdut, ești depășit. Sigur că da, aici trebuie în fiecare zi să te documentezi și ca să te poți documenta, trebuie să ai acces la informație, trebuie să ai un cabinet dotat cu computer legat la internet ca să fii în fiecare moment cuplat la ce înseamnă medicină planetară, că nu mai suntem, nu mai trăim izolați. Aici Ministerul Sănătății are o mare problemă. De exemplu, ei s-au apucat să facă niște vaccine acum obligatoriu sau nou pe la... Cel de cancer de coluterin, da. Cancer de coluterin, dar din discuțiile care le-am avut cu mai mulți medici, se pare că nu e, cum spune Ministrul Sănătății. Adică unii spun, domnule, e bine să-l facă, alții spun că nu e bine să-l facă. El, vaccinul cu pricina de 2 ani de zile a început să fie comercializat. El n-a fost impus ca vaccin în nicio țară din Comunitatea Europeană, pentru că încă nu s-au terminat testele pe vaccinul respectiv. Când eram eu copil, știu că se făceau niște vaccine cu gamma globulină. Da. Că zicea că e foarte bun. Și întărește imunitatea. Exact, ca să se demonstreze mai târziu că era cancerigen și l-au scos ulterior. Și de asta spun că Ministerul Sănătății mai bine se ocupa de un program pe bani, ea să facă o chestie adevărată, o chestie că acum se discută numai de fetițele de clasa 4 la vaccinare. Eu cred că vaccinarea respectivă pentru imunizarea femeilor trebuia făcut în momentul în care se demonstra științific că e bun. Astăzi nu s-a demonstrat că e bun. Astăzi s-a demonstrat că nu e rău. Adică așa, ca un fel de vitamina C. Dar suntem prea săraci ca să luăm un drop în gură, da, știți? Nu, dar nu e cazul. N-a fost nici pregătită campania respectivă, dar probabil au mai rămas niște bani în fondurile guvernului și aici ce facem cu ăștia? Păi facem o promovare în media că trebuie să-l promovăm vaccinul ăsta, da. Și au dat niște bani mascați pe la trusurile media. A fost acolo o ciorănie că trebuie văzut și cine a importat pe genunchi vaccinul ăsta instantaneu. Nu rețin să fi fost făcut o licitație publică de achiziție sau chestia asta. Deci cred că a fost o șmecherie făcută pe genunchi. Acum nu vreau să-l acuz pe Ministrul Sănătății, că o să-l acuze destui după ce nu mai e ministru. Dar a fost o chestie. Anul trecut am primit și eu în poștă acasă de la domnul ministru o scrisoare în care îmi trimitea un tichet să mă duc să-mi fac niște analize. Da. Mă lămurește el că el s-a ocupat de povestea asta și la final să și semnează Ministrul Sănătății, domnul Nicolescu. Și l-am sunat, n-am reușit să intru cu el în legătură. Se aducă aminte că era o mică greșeală. Nu s-a făcut programul respectiv și analizele pe banii
ministrului. S-a făcut pe banii mei. Și domnul ministru trebuia să ne mulțumească nouă că el e ministru pe banii noștri. Așa. Și scrisoarea aia trebuia să nu fie semnată de dânsul, pentru că scrisoarea aia s-au tăiat niște copaci să scrii 22 de milioane de hârtiuțe. O pădure s-a dus dracului, semnată de domnul ministru. Păi, n-ajunge că te-am pus ministru acum, mai tăi și copacii? Păi, ce ecologist ești tu, domnul ministru? Da. Să mă științesc pe mine? Păi n-ajungea să-mi trimiți în plic alea două tichete de analiză. A trebuit să-mi trimiți și scrisorica aia, ca să știu eu că tu mă vindeci pe mine că mi-ai trimis scrisorica aia, nu mă domnul vindeci. Domnul președinte Prigoan, țineți minte ce a spus omul ăla deștept, cu succes în afaceri, că a stat și 5 ore de cu televizorul aprins să vă urmărească. Vă propun acum în final, haideți așa un mic ping-pong de întrebări. Domne, ce credeți dumneavoastră că aveți o minte limpede, cum zice lumea, deștept brici? Ce se întâmplă acum cu uraganul ăsta de criză mondială? Marchează decesul, sfârșitul viziunii de capitalism în forma actuală? Nu. În niciun caz. Că știți că sunt multe voci care zic. Au fost, da. Nu se va termina capitalismul. Nu, a fost o scenare pusă la punct de niște unii de 100 de ani. N-a fost o chestie gândită săptămâna trecută. Nici măcar n-a fost o chestie scăpată de sub control. S-a dorit ca clasa de mijloc să devină clasă săracă. Și asta se întâmplă acum. Un lucru care guvernele... Adică tocmai aia de bază. Exact, tocmai aia de bază trebuie să ajungă săraci, pentru că la bogaților planetei s-a părut că prea au prosperat subit. Și atunci a spus, las că vă învățăm noi minte. Și vă băgăm cu nasul. Da, bineînțeles. A fost în anii 50, a fost un avânt de ăsta în care americanii îi suspectau pe toți că sunt comuniști. Adică se dădeau cu ciocul la FBI. Știu, la comisiile. Da, sigur că da, sigur că da. Nu se va termina cu capitalismul ușor, pentru că sunt interese să nu se termine capitalismul. Nu se va întâmpla nimica. Da. Numai va trebui clasa de mijloc, care deja era clasă înaltă, să devină mai de mijloc în jos. Da. Mai de mijloc în jos. Că dacă stă de mijloc în jos, e bun. Am înțeles și am reținut și eu niște lucruri deștepte. Altă întrebare, tot ping-pong așa. După părerea dumneavoastră și gândurile de strategie ale dumneavoastră, ce e bine să urmeze pentru România acum? Un guvern cu măsuri de dreapta sau un guvern a plecat mai mult spre măsuri sociale de stânga? Nu, acum trebuie făcut un compromis. Deci nu se poate să aduci neapărat un guvern de dreapta fără să te gândești la protecție socială. Că e un anumit moment. Este într-adevăr, dar trebuie găsit un compromis. Oricum, guvernul care a fost de dreapta, guvernul liberal, a luat numai măsuri de stânga. Asta așa deci era o ciudățenie. Da, era așa un partid comunist care zicea că are săgeată. Ei sunt săgetați. Dar toate măsurile pe care le-au luat în ultimul an, mă rog, ținând cont că nu suntem nici noi tâmpiți, urma campanie electorală și au început cu pomenile electorale. Și toate pomenile astea se răsfrâng tot asupra lor acum, că dacă vor fi la guvernare din greșeală, vor avea de tras. Nou guvern care va fi la conducerea României va trebui să fie un guvern și de stânga și de dreapta, un guvern pentru toți românii. Pentru toți românii, indiferent de naționalitate, de sex, de vârstă, de religie, de culoarea pielii și cum vreți dumneavoastră. Deci ăștia trebuie noi guvernanți. Să asigure protecția socială pentru handicapați, pensionari, bătrâni și așa mai departe. Și trebuie, pe partea alaltă, capitaliști fiind de dreapta, să creeze locuri de muncă. Pentru că în momentul de față, tocmai baza și talpa societății, numite companiile mici și mijlocii, rămân fără comenzi. Asta și aici trebuie să intervină. Pumnul în gură. Exact, aici trebuie să intervină guvernanții cu măsuri de dreapta, nu cu măsuri protecționiste de stânga. Adică, bă, voi sunteți patron, da. Că am mai auzit o prostie acum că să le plătească statul ratele la nu știu cine. Păi stai, bă, statule, nu plătești rate. Tu faci o compensare la ei amărâți. Nu ăla că și-a luat iaht, acum nu mai poate să plătească ratele, vine statul. Să-i plătească iahtul, ratele la iaht, la mașină, la nu știu ce, dumneavoastră, mașina nu e o necesitate. Și-a luat omul ca și-a vrut el. Pentru că e o aberație acum toți noi, toți să-i plătim nu știu care iaht.